Salutare, dragi prieteni, numele meu e Marius Berbecuț și azi vom vorbi despre cât de mult ar trebui să te odihnești între serii. Durata pauzei între serii afectează drastic dezvoltarea musculaturii și a forței. Dacă vorbim de o pauză scurtă, sub 30 de secunde, aceste pauze sunt folositoare când dorești să profiți de timpul scurt pe care l-ai la dispoziție pentru antrenament și pentru a-ți îmbunătăți calitățile aerobe și rezistența musculară. Pauză medie, într-un minut și două minute. Acestea sunt adesea optime pentru dezvoltarea masei musculare și a forței, timpul de recuperare fiind îndeajuns astfel încât să te poți antrena fără pierderi de volum de antrenament prea mari. Când vine vorba de o pauză mai mare, peste 3 minute, în general recomandăm pentru o recuperare totală după un anumit set greu. Acest lucru îți permite să lucrezi cu greutăți mari pe tot parcursul antrenamentului. Acest tip de antrenament este recomandat în cazul în care îți dorești să crești în forță și masă musculară. Doar ajustându-ți pauzele pentru rezultate foarte bune nu e de ajuns. Concentrează-te să progresezi de la un antrenament la altul, mănâncă conform nevoilor și obiectivelor tale, odihnește-te, hidratează-te și limitează stresul.